ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Now the whole theme of this book is tema generală acestei epistole este eternal life. Viața veșnică. Now notice what he says in John chapter 5 verse 1 John 5 verse 13. Observați ce spune în 1 Ioan 5 cu 13. Yeah, we went over this some time ago, but I want to teach a series on 1 John. Prin aceasta cu ceva vreme în urmă, dar vreau să o iau în mod serios acum. And I want you to get this very well, okay? Și vreau să înțelegeți foarte bine. Now notice what he said in chapter 5 verse 13. Observați ce spune în 5 cu 13. Lui Ioan, da? Let me read it to you. These things have I written that ye may know, that ye may believe on the name of the Son of God. And look here, that ye may know that you have eternal life. It's God's will for you to know what you have. Este voia lui Dumnezeu să știi ce ai. If I was leaving the house, dacă ar trebui să plec de acasă, and I told my son, son, și aș spune fiului meu, fiule, there's food in the refrigerator, ai mâncare în frigider, money in your coat pocket, bani în buzunarul de la haină, and also the keys to the car are hanging on the cui. Și de asemenea, cheia de la mașină este atârnată în cui acolo. Now, my boy sit in the house all day long. Dacă stă acasă toată ziua fiul meu și and he said, I'm hungry. Mi-e foame. I can't go anywhere. Nu pot să merg nicăieri. I can't buy anything. Nu pot să cumpăr nimic. I come home and he says, vine acasă și Daddy, zice, Daddy, please. Tati, te rog. Give me some food. Dă-mi niște mâncare. I would scratch my head and I'd look at him and say, what did you say? M-aș scărpina în cap și a zice, ce ai zis? Or if he said, Daddy, I have no money. Și dacă zice apoi, tati, n-am niciun ban. But I've already given you my word. I promised you, you have money. Dar deja ți-am dat cuvântul meu, ți-am promis. I couldn't go anywhere, Daddy. Please give me the keys to the car. Că ai bani și, tati, te rog, dă-mi cheia de la mașină. What? Ce? Keys to the car? Cheile de la mașină. You already have the keys to the car. Deja ai cheile de la mașină. And then he said, Daddy. Și apoi zice, tati. Daddy. My daddy. Tăticul meu. Dear daddy. Dragule tati. Beloved daddy. Preiubitule tati. You know daddy. Știi tati. I need the keys, daddy. Am nevoie tati de chei. He said my name 20 times like some people pray. Oh Lord. Cum se roagă unii de 20 de ori zic numele. Doamne, Doamne. I would say, son, there's some things I can't give you. Sunt șapte lucruri pe care nu ți le pot da. I cannot give you food in the refrigerator. I mean, I cannot give you food. Nu pot să-ți dau mâncare. It's already in the refrigerator. Pentru că deja e în frigider. And I promised it to you. Și ți-am promis-o. Once or less, I promised you that food. Ți-am promis acea mâncare. So that prayer or that request I can't answer. Deci la acea cerere nu pot să-i răspund. I can't give you money. I can't give you nu money. Nu pot să-ți dau bani. I have already promised it to you. It's yours. Deja ți-am promis, sunt ai tăi. Do you understand what I'm talking about? Înțelegeți la ce mă refer? I can't give you the keys to the car or the car. Nu pot să-ți dau cheile de la mașină sau mașina. And it's really stupid for you to ask me for. Și chiar e o prostie din partea ta să mai cer. Either my words are not in your heart and your mind. Fie cuvintele mele nu sunt în mintea și în inima ta. You got something else in your brain and in your heart. Sau ai altceva în creierul sau în mintea ta sau în inima ta. Two kinds of prayers God will not answer. Două feluri de rugăciuni Dumnezeu nu răspunde la ele. One of them is, prima e că, if you ask God to do something, He's already done for you. Îi cer ceva lui Dumnezeu ce El deja a făcut. He can't do it. Nu poate să mai facă. Is that right? Does that sound normal? Sună normal oh, sau? Oh God, give me peace. Oh Dumnezeule, dă-mi pace. But I gave you peace. Dar ți-am dat pace. Matter of fact, Jesus, my son told you. De fapt, Iisus, fiul meu, ți-a zis. My peace I leave with you. My peace I leave with you. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. And matter of fact, every time he approached him, he said, peace. De fapt, de fiecare dată când se apropia de el, le zicea, are you pace saved? Vouă. Sunteți mântuiți? Da. So, yes, I am saved. Ești mântuit? Da. Then you had to be washed in the blood to be saved, right? Deci trebuie să fii spălat în sânge, nu-i așa, ca să fii mântuit. Colossians 1:20 says having made peace. Coloseni 1:20 zice făcând pace. How? By the blood? Prin sângele of the cross. Crucii lui. Are you listening? Having made peace by the blood of his cross.
prin care a făcut pace cu el prin sângele crucii lui. Dumnezeu deja a făcut pace cu noi. Well, I don't feel it, Lord. Dar nu simt, Doamne. In fact, I didn't even think about it. De fapt, nici nu m-am gândit la asta. The reason you think about it. Motivul pentru care nu te-ai gândit la asta. Because my word is not abiding in you. E că cuvintele mele nu rămân în voi. Does that make sense? Înțelegeți? Everything you need, you already have in Christ.